Bună ziua, dragii mei! Vă voi recita poezia maestrului Mihai Savin, care se numește De ieri. Produc melancolie într-o concavă admisă de partea cerului, orbită de înlăcrimare, și asta nimeni nu trebuie să știe. De ieri mi s-au aliniat gândurile toate, sentimentele tectonic, mi s-au reașezat, chiar dacă o reprezentație de dropi din văzduhul imaginației, fundamental în ispite mă atrăgea. Niște zvonuri de mascon, în presimțiri scurse, mă fac ca tot universul să-l asimilez în carnea cuvântului. N-am ce le face, cum le opri, trăiesc niște stări de curente abateri, fundația mi-e prea furișă, de întind brațul spre savanta explozia, a tăcerii ajunsă pe pereții mângâiați și de mama. Mă rambursez tristeții în pustiu, gardurile ideal serează-mă de mine, legile unei limite însăilând, de dureroasa-mi introvertire lumii să nu divulge nimic. Tălpile fac probe de materială mișcare, va trebui să fug în urma musonului de fluturi, emoțiile ce le cad de pe ostenitele aripi să culeg folosindu-mă de euritmia atingerii care trebuie legal respectată. Chiar dacă suspinul crește cât mugetul, să nu vă surprindă, se pare că am o inversă trăire. Cu rigla, în măsor mersul înapoi, doar pe acolo, pe unde medieval a călcat și roa, eu, de dorul nașterii mele, fiind nevoit să străpung bâlbâielele începuturi, pe ea are întâlni-o să-mi împac sincera nebunie sosită de ieri. Mulțumesc, dragii mei, a fost pentru voi maestru Mihai Savin cu poezia De ieri. Pe curând!